Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. În precedentele două emisiuni am călătorit în Madagascar, o mare insulă aflată pe partea de răsărit a continentului african, țară și insulă în care slujesc doi misionari din România, Marcel și Ioana Șatiș, împreună cu copiilor. În emisiunile anterioare am ascultat de la ei despre modul în care Dumnezeu lucrează acolo, situația din țară, proiecte în care sunt implicați. Am dori să continuăm și în această emisiune și să împărtășim cu dumneavoastră alte proiecte în care ei sunt implicați. Spuneam data trecută că ei nu se plictisesc pentru că au foarte multe lucruri pe inimă. Au plecat acolo în ideea de a ajuta în echiparea păstorilor, dar fiind acolo n-au putut să rămână insensibili la multele nevoi care au apărut. Așa că, bine ați revenit, vom continua în această emisiune să vorbim despre proiecte caritabile, educaționale, sanitare în care sunteți implicați. Domnul Iisus Hristos ne-a trimis să ducem Evanghelia și cred că cea mai de preț comoară pe care o putem împărtăși oamenilor este Evanghelia Mântuitoare. Cel mai important lucru pe care îl putem da oamenilor este Cuvântul lui Dumnezeu, care îi poate împăca cu Dumnezeu. Dar dacă suntem credincioși, autentici, născuți din nou, sensibili la vocea Duhului Sfânt, nu putem rămâne într-o formă de ipocrizie și să le spunem, v-am predicat, veniți și mâine să vă predicăm. Cred că trebuie să ne implicăm și în viața de zi cu zi a oamenilor. Și Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru. El nu doar că a dus Evanghelia, asta a fost prioritate pentru El, dar a vindecat, a eliberat, a hrănit oameni, a încurajat, a îmbărbătat, pentru că o Evanghelie autentică este preocupată de întreaga personalitate a omului. Aș vrea astăzi să vorbim despre proiecte educaționale, caritabile, în care sunteți implicați. Marcel, poți să ne vorbești despre un astfel de proiect? Da, Dumnezeu ne-a făcut cadou un orfelinat sau lucrare într-un orfelinat, spre surprinderea noastră. Înainte de a pleca în Madagascar, Dumnezeu ne-a vorbit în mod profetic și ne-a zis că o să ne facă părinți ai multor copii. Așa că am așteptat cumva lucrul acesta și n-a trebuit să așteptăm foarte mult că misionarii americani care sunt în Madagascar ne-au solicitat și ne-au rugat dacă putem să-i ajutăm la susținerea orfelinatului Bisericii Pentecostale de acolo. Erau 40 de copii, orfelinatul este de mai mulți ani, am impresia că poate de vreo 15 ani deschis și de acolo s-au ridicat păstori care sunt în diferite biserici, chiar și în zona de junglă sunt păstori sau alți lucrători. Și acum sunt 24 de copii la orfelinat. Biserica probabil are propriile nevoi, mă refer la general Biserica Pentecostală, și un pic a marginalizat această lucrare, așa că a trebuit să-și asume misionarii americani. Și ei au spus, noi nu mai putem duce povara asta, e prea grea pentru noi. Dăm din banii noștri personali pentru copiii de la orfelinat. În ce fel sunteți implicați în orfelinat? Noi susținem mâncarea a 24 de copii plus personalul auxiliar. În fiecare lună trimitem bani pentru aceasta. Deci hrana de zi cu zi. Da, hrana de zi cu zi. Am luat așa cu rezervare proiectul, lucrarea asta și le-am spus noi nu am vrea să ne angajăm. Ei au zis, măcar ajutați-ne cât putem. Și au mers câteva luni, Domnul ne-a dat harul că am putut să trimitem bani pentru... De fapt, am mers la ei, le-am dus saci cu orez, le-am dus ulei, le-am dus zahăr. Când nu mergeam, le trimiteam bani. Și la un moment dat am obosit și noi, nu au mai venit bani și ne-am frământat, m-am rugat, am zis, Doamne, oare nu cumva
am făcut ceva necugetat. Și în timp ce mă rugam și citeam din Sfânta Scriptură, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis, eu sunt tatăl orfanului și apărătorul văduvei. A cui sunt copiii ăștia, tăi sau a mei? Și am zis, Doamne, sunt copiii tăi. Atunci lasă că o să mă îngrijesc eu de ei. Și așa m-am simțit de rușinat. A doua zi, citind e-mailurile, am primit special pentru orfani o colectă generoasă. Mâncarea, hrana pentru un an, am primit-o pentru ei. Atât din Belgia, cât și din Austria, Dumnezeu a pus pe inima fraților și surorilor ca să se implice în această lucrare. Noi suntem așa de mulțumitori că Dumnezeu s-a îngrijit de lucrare cum nici măcar nu ne-am gândit, nu ne-am așteptat. Așadar, mare har avem un Dumnezeu care se ocupă de toate lucrurile. Am fost La ce așa de distanță este acest copleșiți. orfelinat de voi? Reușiți și voi să ajungeți acolo destul de des? Ajungem aproape lunar Aproape lunar, ajungem în ajungem în capitală și de Antananarivo. fiecare dată când ajungem în capitală trecem și pe la ei. Ce... Discutăm cu ei, cu personalul de acolo, cu directorul școlii care este un misionar. Ce mare bucurie să fim cu ei acolo. Ah, ce ne Sunt niște copii îmbrățișează, speciali. da. Este special faptul că ei cresc într-o învățătură creștină, au studiu biblic, au timp de părtășie în fiecare dimineață, seara și majoritatea dintre ei ajung să fie lucrători mai departe, trimiși din bisericile lor. Popor malgaș se poate raporta altfel la oamenii Deci este un din orfelinat și jungle. o școală cu un potențial deosebit, Așa este. uitându-vă în urmă Așa la este. rezultatele Da. Da, așa care este. au fost acolo la această școală. Așa este. Ce alt proiect umanitar, să zic, Un sau de alt caritate aveți pe inimă? proiect care s-a dezvoltat din școala biblică pentru copii, care era la noi în curte și este încă, este ajutorarea unor familii a acestor copii. Am văzut că sunt foarte săraci, discutând cu ei, cu părinților. Uneori vin copiii la noi la poartă și îmi spun: n-am mâncat de 2 zile sau am mâncat doar un pumn de orez în ultimele 2 zile, n-ai putea să-mi dai ceva de mâncare. Am simțit că nu putem rămâne indiferenți, nu putem să le vestim vestea bună și să spunem: du-te că Dumnezeu o să se îngrijească și o să-ți dea de mâncare. Și atunci îi ajutăm cu orez, pe unii dintre ei cu hăinițe, cu medicamente. Sunt 2 cazuri în care 3 cazuri în care susținem medicamentația. Este un băiețel cu handicap, are o problemă de oase, îi se rup oase la fiecare șoc și pentru el o să ducem și un cărucior cu rotile acum, dar ne rugăm ca Dumnezeu să-l vindece. Acesta este scopul nostru și rugăciunea noastră. Mai avem o femeie oarbă și văduvă care nu are niciun fel de venit. Și dacă nu-și ia medicamentele mai speciale pentru ochii, se umflă ochii și are dureri crunte. Pentru ceilalți este, cum v-am spus, ajutor în orez sau le dăm diferiți bani, nu mulți, puțini, pentru că nu vrem să depindă de noi. Am căutat ca aceste familii să muncească, să nu fie leneși, să doar să completăm la salariul lor care este insuficient pentru copii. Le-am cumpărat plapume la unii dintre ei, la alții le-am dat saltea, chiar o saltea de-a noastră le-am dat-o, pentru că erau pur și simplu, dormeau pe scânduri, așa nejeluite, pe scânduri direct și zic, nu se poate să nu ajutăm oamenii ăștia, uite ce condiții. Când ne uităm la toți oamenii din jurul nostru, ne simțim super binecuvântați, dacă se poate folosi termenul ăsta. Ne simțim din abundență avem noi față de ce au ei acolo. E greu să vezi copii care nu mănâncă sau care mănâncă iarbă. Chiar 3 dintre copilașii care vin la noi la școala biblică, m-am dus într-o zi la ei să le duc niște banane și ceva hăinițe. Și un băiețel de 2 ani mânca ceva, era un verde înguriță. Și am zis: ce mănânci acolo? Și cel mai mare zice: păi uite, de acolo mănâncă iarbă, că nu mai este orez ce l-a lăsat mama de dimineață. Și am zis: Doamne, ce pot să spun mai mult decât că îți mulțumesc frumos, suntem atât de binecuvântați, nici nu ne dăm seama de câtă risipă facem noi
și ei nu au ce mânca. România, da, aici în România. Lumea civilizată. Lumea civilizată, numai în România, că toată lumea civilizată. Și ei duc astfel de lipsuri, e greu să rămâi indiferent. Și acolo unde am putut, am ajutat câte puțin. Am citit undeva, nu de mult, un articol, că doar cu mâncarea pe care o aruncă oamenii din lumea civilizată ar putea fi hrănită foarte bine lumea care zace în sărăcie și în foamete. De unde aveți aceste resurse? De sus. Și de cum? De la Dumnezeu și de la partenerii noștri scumpi, pe care iubim și le mulțumim frumos, de la biserici. De la bisericile noi românești. Noi personal nu am avea puterea financiară să facem aceste proiecte, să le întreținem. Sunt bisericile din România care simt cu aceste lucrări sau cu unele dintre ele și trimit în mod regulat pentru ele sau trimit o sumă mai mare și ne spun este pentru un anumit proiect și noi așa îl dirijăm. Fără biserici, fără frați care au pe inimă, nu am putea face această lucrare. Lucrarea asta este în primul rând a lui Dumnezeu. Așa Dumnezeu este. Ne-a invitat să fim lucrători împreună cu El. Așa este. Dar toți misionarii sunt acolo pentru că bisericile românești, din România sau din diaspora, se roagă pentru ei, îi susțin și fac posibilă lucrarea. Așa de este. Aceea și răsplătirea finală va fi a tuturor celor care s-au implicat. Așa este. Fără ajutorul fraților și a surorilor n-am putea să facem nimic. Am fost zile trecute într-un oraș și la sfârșit o femeie a venit la noi și ne-a plângea și a zis: Domnul mi-a atins inima, iubesc poporul malgaș. Azi am dat în colectă rata mea pentru plata apartamentului pe luna asta. Noi nu ne considerăm cu nimic mai special decât ceilalți frați și surori care sunt în România sau oriunde în lume și sunt implicați în misiune. Noi suntem doar acolo și avem primul contact cu ei și cu nevoile lor, cu ceea ce putem face pentru ei, dar sunt sute, zeci de frați și surori care sunt alături de noi și care vor avea aceeași răsplată pe care Domnul o rânduiește la toți. Da, vreau să vă spun, stimați telespectatori, că misionarii pe câmpul de misiune nu administrează în mod haotic, arbitrar, resursele pe care le primesc. Ei lucrează acolo potrivit unui buget, a unor proiecte care sunt aprobate de către Agenția Pentecostală de Misiune Externă. Ei dau socoteală în fiecare lună de lucrarea pe care o fac, de modul în care administrează banii, pentru că noi și ei și toți ne dorim să fim corecți, în primul rând față de Dumnezeu și apoi față de cei care ajută și susțin această lucrare. Aș vrea să continuăm acum, Marcel și Ioana, cu alte proiecte, deci sunteți implicați, proiecte spirituale, evangelizare, plantare de biserici, școală biblică, predare în școală teologică, apoi sunt aceste proiecte de caritate în care arătați dragostea Domnului Iisus Hristos față de orfani, față de nevoiași. Dar o mare nevoie în această țară și în multe țări din lumea treia este educația. Educația. Fără educație oamenii nu au viitor, nu au speranță, nu au șansă să facă ceva bun, de calitate în viață. Aș vrea să vorbiți un pic despre aceste proiecte în care sunteți implicați și văd aici, Marcel, un parteneriat cu colegiul Le Pigeon. Da. Sau Porumbei. Da, colegiul Le Pigeon este un colegiu baptist. Ei pun accentul pe învățăturile Bibliei în predare și se ocupă de copii. Au 70 de copii în nouă clase, sunt colegiu, deci merg până, ar fi echivalentul la noi, până la clasa 10-a.
iar clasele 11 și 12 se fac la cele două licee din Anțirabe. Doar două există. Deci este o școală privată. Este o școală privată, da, care se ocupă. Este coordonată de creștini. Da, este coordonată de creștini și... Există și discipline biblice care se predau în școală? Sau doar principiile și valorile sunt? Se predau creștine? Principiile și valorile creștine, dar au și ore de religie, de studiu biblic, da, în care învață despre Iisus Hristos și se pune accentul pe mântuirea personală. Și domnul așa a făcut să întâlnim pe directorele acestui colegiu și ele ne-au rugat dacă putem să le dăm o mână de ajutor. Noi le-am refuzat, ne-am rugat pentru asta, am cerut bisericilor de acasă, în special bisericii baptiste, dacă ne pot da o mână de ajutor. Răspunsurile au fost da, nu și până la urmă prin credință am pornit să ajutăm acest colegiu. Am fost surprinși de cât de mizerabile erau sălile de clasă. Enorm. Ce ați făcut efectiv acolo? Cum ați ajutat și cum ajutați mai departe? Noi am renovat sălile de clasă, toate cele nouă săli de clasă, curtea, am făcut table, deci am zugrăvit toată școala. Le-am făcut table pentru că nu aveau table, le-am făcut direct pe perete, instalațiile electrice, am pus lumini în sălile de clasă pentru că nici acestea nu existau, învățau într-o lumină foarte slabă. Da, și susținem, avem acolo 6 burse, 3 burse de merit pentru cei mai buni și 3 burse sociale pentru copii care nu își pot permite sau căror părinți nu își pot permite să plătească școala și o parte dintre salariile profesorilor. E un har lucrul ăsta pentru că Dumnezeu a pus pe inima unor frați și surori să se implice special pentru acest colegiu și mulțumim Domnului. Noi întotdeauna le spunem rugați-vă, dacă Dumnezeu are să vă dea ceva, noi nu oprim nimic pentru voi. Așa că îi motivăm pe ei să stea înaintea lui Dumnezeu pentru ajutor. După ce am terminat de renovat școala, am pus steagul României pe unul dintre cele două catarge, pentru că este obligatoriu să fie steagul Madagascarului și am plantat special un catar pentru steagul României. Vă amintesc că în Madagascar nu există nici ambasadă, nici consulat și nici măcar consulat onorific. Așa că... Voi sunteți cam singurii români pe acolo cu ADA, Vultur, care este trimisă de organizația Wycliffe, da, în traducerea Bibliei. Cu domnul Mazăre nu v-ați intersectat, nu? Nu, intersectat. Cam înțeles că și el face călătorie acolo, probabil că mai mult stă pe plajă. Nu-l găsiți în zonele acestea. În cartierele acestea cu oameni săraci care au nevoie de ajutor și printre acești copii care au nevoie de o educație așa mai bună și speranță. Le-am făcut de asemenea un topogan. În Madagascar nu există parcuri. Și am făcut un topogan din lemn. Vreau să vă spun că a fost o mare bucurie tot pentru la ei. Asta? Tot la școala aceasta, da. Primii care l-au încercat au fost profesorii în timpul vacanței. Au fost foarte încântați. E o bucurie pentru copiii topoganul și... Și ne-am simțit ca niște ambasadori culturali ai României acolo. Și domnul a folosit încă o dată acest lucru ca să ne vorbească despre chemarea noastră. Motoul familiei noastre este din Ioan, din capitolul 20 cu versetul 21. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Și am realizat că dacă suntem așa de onorați să punem steagul României, să fim români trimiși de bisericile românești acolo și punem steagul României pe o astfel de clădire, pe un astfel de edificiu, ce mare har să fii ambasador al lui Iisus Hristos și să duci Evanghelia. Este extraordinar că sunteți acolo, trimiși de Dumnezeu, susținuți de bisericile din România și de Agenția Pentecostală pentru a duce cel mai de preț darul mântuirii. Așa.
oferit lumii prin Hristos, dar de asemenea de a duce zâmbet și speranță și bucurie în inimile puținilor cu care voi puteți să interacționați, să intrați în contact. Dar acolo unde puteți face ceva, puteți face o diferență. Ioana, mai este încă o școală în așa care este. Sunteți implicați. În ce fel sunteți implicați în această școală și unde este? Este la noi în cartier, la noi în oraș, în cel mai sărac cartier. Este o școală fondată de un păstor și familia lui, de soția dânsului. Ei au și o biserică în mijlocul terenului unde este și școala. Au un proiect foarte frumos, ei, din cei 100 de copii pe care îi au, undeva la 30-40 dintre ei nu plătesc acea taxă de școlarizare, sunt susținuți și ne ajutăm la susținerea acestor copii. Dorim ca pe viitor, cu ajutorul Domnului, să le renovăm puțin și lor clădirea și să-i ajutăm la construcția unor alte săli, pentru că copiii învață în paralel, în săli micuțe. Dacă Domnul ne ajută, am dorit să le facem acest lucru pe viitor, să îi ajutăm cât puțin. Cât e de mare școala, câte săle are și câte ar mai avea nevoie? Au 100 de copii, da. Și au undeva la 7? Nu, atât. 6? Au, cred că 5 sau 6. 5 sau 6 săli. Au, unul era direcțiunea, au mutat direcțiunea în casa lor proprie și au făcut sală din ea să mai câștige puțin spațiu. 5 săle au. Da, pentru că sunt câte două clase într-o sală. De asemenea, acești copii învață și limba engleză. Ei parcurg o programă din Africa de Sud, pe lângă cea malgașă, și învață și limba engleză. Și pentru acești copii este un mare câștig să vorbească cât de cât o limbă străină când vor termina școala. Apoi, în fiecare săptămână, au de asemenea studii biblice cu copiii și părinții acestora. Da, și invită pe părinți să vină la biserica acolo, pentru că sunt în acea zonă. Invită să vină, să audă despre Iisus Hristos. Care este situația școlilor de stat? De este nevoie așa de mult de școli oarecum particulare, susținute de biserici, de misiuni? În Madagascar, școala se plătește. Nu este ca în România, sistemul de învățământ să asigure școlarizarea copiilor până la o anumită vârstă sau clasă. În Madagascar, totul se plătește. Indiferent că mergi la școală construită de stat, plătești taxe și nu sunt ieftine aceste taxe. Puțin părinți își permit să-și trimite copiii la școală. Din cauza aceasta, sunt foarte mulți copii analfabeți, adulți, așa mai departe. E mare nevoie de educație în Madagascar. Trebuie să semnez cu degetele. Așa se semnează de cele mai multe ori pe acte. Deci o mare parte din, da, din locuitori. Da, își pun degetele în tușieră și asta este. Dacă nu știu să scrie sau... Și au numele foarte lungi și atunci e greu să scrie propriul nume. Ce faceți în acest domeniu al alfabetizării, dincolo de faptul că, iată, ajutați două școli care există le de ceva timp? Cu bisericile române. Le sprijiniți? Mai faceți ceva în domeniul da, ăsta? Da, eu am pe inimă lucrarea cu copiii și iubesc foarte mult copiii. Iar dintre copiii care vin la noi în fiecare sâmbătă pentru școala biblică, am văzut că sunt foarte mulți dintre ei care nu știu să scrie și să citească. Și nu se duc la nicio școală? Nu merg la nicio școală, stau toată ziua acasă, muncesc, grijesc de copii, spală haine sau pierd vremea pe stradă. Am văzut că sunt mari și am vorbit cu părinții lor dacă îi lasă să vină la noi, să învățăm să scrie, să citească și să îi înscriem de la școală. Ne-am asumat că le plătim taxele și cumpărăm ceea ce e nevoie pentru școală, cu condiția ca ei să îi trimită la școală, să fie serioși și să se țină de școală. Așa că de două ori pe săptămână, la noi în curte, am scos afară niște mese, scaune și învățăm să scrie, să citească. Cam câți copii vin la Sunt 8 lecții. Copii între 6 și 13 ani. I-am luat pe cei mai mari sau cei care n-au făcut deloc școală, nici măcar un an.
Și până unde i-ați dus? De puteți să înscrieți în toți vor școală? Fi, excepție este doar o fetiță care a învățat deja să scrie și să citească. Ea va fi probabil în clasa a doua cum vine la noi. Restul toți sunt în aceeași clasă. Și porniți după și pornim acela. Cu ei, da. Cu ei. Ei știu acum literele, cunosc literele. Școala în Madagascar începe în luna octombrie pentru malgași. Și atunci mai avem încă o lună la dispoziție să mai avansăm puțin cu copiii. Și vom continua aceste cursuri de alfabetizare și pe parcursul anului școlar. Deci nu ne oprim. Va fi în paralel? Va fi în paralel, va fi o mână de ajutor ca ei să poată ține pasul cu programa școlară. Dincolo de problemele spirituale, de nevoia de evanghelie, de nevoia de hrană, de educație, fiind acolo în mijlocul oamenilor, ați descoperit și alte nevoi, chiar dacă nu ați fost pregătiți, educați pentru a veni întâmpinarea acestor nevoi, ați încercat să vă implicați. Despre ce este vorba, Ioana? Este vorba despre un proiect sanitar, așa este. Sistemul sanitar în Madagascar este foarte precar. Există la noi în oraș două spitale de stat, dar se plătește. Deci, dacă merge cineva bolnav, plătește consultația, plătește fiecare zi de spitalizare și oamenii nu merg pentru că nu au bani. Nu, trebuie să fie ceva foarte grav ca să se împrumute și să meargă la medic. Așa că am văzut foarte mulți copii, adulți în jurul nostru, bolnavi, cu răni ușoare la început, dar care se agravează și cărora am putut să le dăm o mână de ajutor. Le-am spus că nu suntem medici, dar ceea ce fac pentru copiii mei și știu, fac cu mare drag. Am avut medicamente cu noi și am primit de la un medic din Franța o altă cutie cu medicamente în Madagascar. Am primit sfaturi și de fiecare dată când e ceva ce nu știu, trimit un e-mail și cer urgent un diagnostic prin telefon sau prin e-mail. În tot acest timp mă rog pentru ei, mă rog ca să le dau ceea ce trebuie, mă rog ca Dumnezeu să vegheze asupra tot ceea ce se întâmplă și Duhul Sfânt să lucreze la inima lor, Dumnezeu să-i vindece, chiar dacă eu le dau un medicament să fie cel bun și ei să meargă mai departe sănătoși. Nu vă expuneți și la riscuri? Ba da, ne expunem. Chiar vorbeam cu alți misionari, ei evită să dea medicamente oamenilor, dar e greu să-i vezi că suferă, să vezi copii cu picioare efectiv tăiate până la os și să ai o cremă care să o pui acolo, să nu se infecteze sau să pansezi în fiecare zi și să nu faci. E greu, pentru mine e greu să-i văd că suferă și se tratează cu pastă de dinți. Asta e cel mai comun în Madagascar, pe orice pun pastă de dinți, arsuri, tăieturi, nu contează. La noi era du-te, vino, unii veneau, alții plecau, toți la tratament la Ioana și eram foarte surprins. Cred că peste 100 de consultații au oferit și încercăm să nu ne depășim atribuțiile. Da? Încercăm să nu le dăm medicamente mai multe, poate pentru o zi să revină, să vedem, întrebăm și noi medici care e starea, cum ar trebui să fie și continuăm. Au fost și cazuri în care ceea ce știam să fac și am fost sfătuită să fac, nu a funcționat, a trebuit să ducă, era chiar o fetiță de 9 luni de zile, nu mâncase de 4 zile, vomat tot timpul. Și am ajutat familia să ducă copilul la spital, a fost internat și acum e bine. Dar altfel nu îl duceau pentru că nu aveau de unde. Are o atracție, Ioana, pentru cazurile medicale. A oprit un oraș la un moment dat, a oprit mașina efectiv oamenii și au rugat-o să ducă un tânăr care se otrăvise, să-l ducă la spital la urgență ca să-i facă spălături stomacale și a oprit și doi tineri cu un tânăr de 18 ani în mașină și fugă până au ajuns la spital și pot fi și educați copiii, tinerii, ba chiar membrii familiilor pot fi educați ca să prevină
îmbolnăviri și noi situații. Noi încercăm să facem aceasta, cum încercăm faceți? încercăm să-i sfătuim. Vin la noi cu anumită suferință pe care o au, încerc să le spun cum să prevină lucrul respectiv, dacă au anumite tăieturi, ce să pună pe rană, din ce au, să se spele, să nu lase infectată și mai apoi să ajungă la cazuri grave sau alte lucruri. E foarte mare nevoie de oameni calificați în acest domeniu al sănătății, care să îi învețe, care să le rezolve problemele în Madagascar, pentru că nu și cei care sunt nu știu, probabil sunt pregătiți, dar interesul este banul și atunci omul, dacă nu are să plătească, rămâne netratat și... Dar încercăm să facem prevenție prin a învăța să se spele. Cred că asta e una din problemele din Madagascar. Mulți copii sunt plini de păduchi, plini de mizerie, hainele nu le sunt spălate, miros puternic. Uneori, să ne iertați că vă spunem, chiar și la biserică, în timp ce se formează lanțul ăla de dat din mâini, de ne salutăm toți, vezi câte o mamă care își depăduchează copilul. Țâc! Domnul să te binecuvânteze. Țâc! Pacea Domnului. Țâc! Acolo e, deci sunt lucruri care sunt normale, normale din păcate, da, sau pe străzi sau la piață, sunt normale și cred că una din lucrurile care trebuie și noi am început să facem, să învățăm să folosească săpunul. Am cumpărat săpunuri, cumpărat un box întreg de săpunuri și le-am spus, oricând aveți nevoie, vă dăm săpunuri. Am cumpărat soluție, am cumpărat o cutie întreagă și o prepar. Am început să dau în anumite case. Mi-am dat o pompă de asta și am cu soluția gata preparată să se ducă acasă și să dea pe pereți contra puricilor, contra păduchilor, contra insectelor, contra șobolanilor. Am dat curse pentru șobolani pentru că e plin de șobolani. De șoareci, nu mai zic. Chiar în curte, când am fost cu copii, au fost anumite omizi care atingea copiii și tot se umpleau de erupții. A trebuit să facem și în privința asta. Îmi doresc foarte mult ca Dumnezeu să vă folosească tot mai mult și să lăsați urme acolo și prin prezența voastră să schimbați comunitatea din jur și prin ce schimbați alții care vor fi la poate o distanță mai mare, dar uitându-mă la voi și uitându-mă la marile nevoi de acolo și proiectele multe în care sunteți implicați, nu aveți nevoie de ajutoare? Nu vă gândiți să măriți, să lărgiți echipa cu oameni care să fie specializați, iată, în domeniul sanitar sau alte domenii și să pună o mână de ajutor? Ba da, ne dorim lucrul ăsta, ne rugăm pentru asta. Ne e drag ce facem, dar ne dăm seama că noi suntem o familie. Acolo trebuie o echipă ca să facă ceva. Se poate face o diferență, pentru că noi mergem dintr-o țară cu oarecare spirit de organizare, ceea ce am observat că lipsește în Madagascar. Ei nu gândesc strategic, ei nu gândesc... Noi nu disprețuim malgașii, dimpotrivă iubim, dar am observat în relațiile cu ei, îți faci un deviz pe când pe ceva anume, pe când se finalizează-i dublu, aproape triplu. Și am văzut mai multe cazuri lucrând pe anumite proiecte și nu gândesc foarte strategic și ar fi nevoie de oameni care să vină. Pot așa de ușor să fac o diferență. În orice domeniu. Da, pot să-i ajute să vadă mai mult decât ziua de mâine. Dacă ei astăzi au mâncat, perfect. Ne culcăm mâine, nu știm ce va fi. Ori nu asta ne dorim să învețe copii. Vrem să vadă mai departe un pic. Vrem să vadă că pot face o diferență în împrejurul lor, între ceilalți, că pot ajuta. Îi învățăm pe copii, ne rugăm pentru ei, ne rugăm pentru mântuirea lor și învățăm cum ați văzut la noi, așa faceți voi mai departe. Ați văzut că suntem buni, facem lucrul ăsta pentru că vă iubim. Faceți lucrul ăsta pentru alții.
faceți lucrul ăsta. Ne rugăm ca Dumnezeu să ajute. Le spunem că lui Dumnezeu îi place să trăiască într-un trup curat și noi suntem templu pentru El, pentru Duhul Sfânt și le cerem ca și ei să fie curați și să locuiască Dumnezeu într-o inimă curată, o inimă spălată de păcat, dar și un trup curat. Sunteți de puțin timp în Madagascar, totuși, uitându-vă în urmă la acest an, vedeți mici schimbări aici colo care să vă dea speranță și nădejde pentru viitor și încredere să continuați? Eu văd, în primul rând, schimbare în mine. Da? Da. Dumnezeu mi-a schimbat viața și Dumnezeu m-a maturizat. Dumnezeu m-a învățat să mă abandonez în mâna Lui. Și văd schimbare în oamenii cu care lucrez. Eu văd, da? Da, asta este un lucru pe care mulți îl mărturisesc. Dumnezeu ne schimbă în timp ce încercăm și lucrăm la schimbarea altora. Așa este. Noi ne gândim așa, dar Dumnezeu poate să facă lucrarea în Madagascar, El e suveran, poate să facă și fără noi. Dar uite că avem așa un mare har să fim aleși de El, să ne cheme în parteneria să fim acolo. Câți oameni am intrat în contact, câte mâini am strâns. Eu am strâns peste 2500 de mâini în tot anul ăsta, peste 2500 de mâini. Nu poți să strângi atâtea mâini și să nu îi iubești, să nu ai niciun simțământ pentru ei. Nu-i disprețuim, îi iubim. Au nevoie să vadă ceva mai mult. N-au cum să vadă. Ei sunt într-o insulă care e uriașă, dar mulți dintre ei n-au putut să iasă de acolo. Noi vrem să le arătăm că viața noastră nu-i condusă de frică, viața noastră nu-i condusă de superstiții, așa cum este a lor, pentru că ei trăiesc într-o frică continuă, frica de spirite. Vă dau un exemplu, dacă se naște un copil mic și îl vezi, vrei să-i spui ce frumos ești, pentru că în general toți copiii mici sunt frumoși, dar la ei nu e bine. Ei preferă să spui ce urât e acel copil pentru ca spiritele să te creadă pe tine și să nu-i facă rău copilului. Așa că dacă ai un copil mic în față și îți vine să spui ce drăguț e, ce scump e, trebuie să te abții și fie să spui ce urât e, fie să te abții să nu spui nimica. Trăiesc într-o teamă cumplită. Tot timpul sunt conduși de teamă. Noi vrem să le prezentăm pe Hristos, cel care are putere, este mult mai puternic decât toți dumnezeilor, decât toți strămoșii pe care îi au. Este un Dumnezeu al Universului care are puterea să-i apere de toate celelalte. Da, și vrem să le prezentăm o familie model. Vrem să le prezentăm asta. Pentru că suntem surprinși ce mulți oameni au familie destrămate. Pur și simplu trăiesc în promiscuitate, tot felul de aberații, să spun, familiale. Se întâmplă că o soție află de la soțul ei că mai are încă două soții și mai are copii. Așa ceva nu se poate. Dar, până la urmă, acceptă tacit lucrurile astea. Nu poți să spui Dumnezeu să te binecuvânteze și tu să trăiești cu cineva în promiscuitate. Au nevoie de modele. Nu am întâlnit astfel de cazuri în biserică, cele în care noi mergem, dar am întâlnit cazuri între vecinii noștri, între prietenii pe care îi avem și care spun că ar fi creștini sau merg la anumită biserică și e trist. Dincolo de aceste aspecte legate de credință sau viața de zi cu zi care trebuie să fie confruntate cu Evanghelia, cu adevărul și trebuie să fie schimbate de asemenea pentru ca oamenii să se bucure de Dumnezeu și de o viață mai bună. Sunt și aspecte frumoase, plăcute în cultura malgașă. Da, sunt. Lucruri absolut pe care voi le-ați primit de la ei și i-ați spus, măi, ce frumoase lucruri sunt aici. Oamenii, în ce fel v-au îmbogățit ei pe voi? Oamenii sunt foarte prietenoși. Repede se împrietenesc cu tine, vorbesc, te caută din diverse motive, găsesc
o scuză ca să te caute, să te viziteze. Noi iubim și învățăm lucruri de la ei. Așa este, învățăm multe lucruri de la ei. Înainte de a veni, în România, înainte de a ne întoarce, au venit păstorii cu care lucrăm, 12 păstori cu familiile lor, ne-au vizitat, ne-au adus niște cadouri, ne-au îmbrățișat, s-au rugat special pentru noi. La un moment dat eram așa de mulțumitor și ziceam, wow, ce har avem! Am lăsat acasă familii, am lăsat prieteni, am lăsat biserici și Dumnezeu, conform promisiunii Lui, ne-a dat alții aici. Și ne puneam problema, oare ce suntem? Misionari români în Madagascar sau misionari malgași care venim în România și pledăm pentru Madagascar? Suntem onorați că Dumnezeu ne-a dat familii în două luni, diferite și ne-a dat oameni. Ei n-au cum să vadă ce aici, n-au cum să vadă cum trăiesc oamenii aici, n-au cum să vadă ce bine se poate duce aici. Dar noi încercăm să fim niște ambasadori pentru ei, cumva să transferăm de aici. Ăsta a fost un cuvânt pe care zilele trecute Domnul mi l-a dat din Ioan, din capitolul 2, de la nunta din Cana, când Maria îi spune Domnului Iisus ca să ajute cumva să iasă din criza aia nunta și până la urmă ea le spune slujitorilor să faceți ce vă va zice El. Și Domnul ia valorile astea normale, lucruri normale cum e apa, da? Și o transformă într-un vin miraculos. Și Dumnezeu mi-a vorbit în inimile mele că asta trebuie să facem și noi. Să luăm lucruri normale de aici. Nu mă refer să luăm banii fraților ăsta, dar să luăm lucrurile din România, să luăm inima românilor și să le transferăm în Madagascar și Dumnezeu să le folosească acolo spre întărirea, încurajarea bisericilor, spre binecuvântarea și zidirea lor. Marcel, metaforic, am zis asta. Pentru că ne apropiem de încheierea și acestei emisiuni, am văzut pe masă un obiect nou. Despre ce este vorba? Acest este taxiul din orașul nostru. Îi spune Pus-Pus. Sunt în jur de 400 de astfel de taximetre la noi. Îl folosiți din când în când? Da. E scump? Pentru străini nu este ieftin, pentru că îți cer de 3-4 ori prețul. Ca și străin preferă să te lasă să mergi pe jos decât să plătești mai puțin. Acesta este mijlocul lor de transport. Există și microbuze, dar sunt între localități sau mai puțin în localitate. Dar în oraș ăsta, care este tras de un om. Este tras de un om și aleargă. Omul trebuie să aibă o condiție. Și în felul ăsta el își câștigă orezul. Da, așa este. El și familia lui. Da, așa da. Este. Mulțumim, o să ne gândim la voi când o să-l privim, ne gândim la Madagascar și să ne rugăm pentru voi. Acum sunteți gata să vă întoarceți pe câmpul de misiune pentru un alt an sau doi, până când veți reuși să ajungeți din nou pentru o perioadă scurtă în România. Care ar fi câteva dintre motivele principale de rugăciune? Bisericile din România doresc să continue să vă susțină, să mijlocească pentru voi. 3-4 motive pe care le purtați în inimă. Unul dintre motive este lupta spirituală, care este foarte puternică în Madagascar. O simțim și rugăciunea fraților de acasă este ca o revigorare pentru noi. Ne dă putere să mergem mai departe. Știm că rugăciunea nu are bariere, nu are frontiere. Așa că le cerem fraților, dacă Dumnezeu le pune pe inimă, să continue să se roage pentru noi, pentru că avem mare nevoie de rugăciune. Vă rugăm să vă rugați pentru Biserica Malgașă, pentru oamenii care îl primesc pe Domnul Iisus Hristos în inima lor, să rămână fermi în credința, aceasta, pentru că ei trebuie să înfrunte prigoniri din partea familiilor lor, trebuie
poate sunt expuși societății care îi denigrează, își face de ei, râde ei dacă nu se închină la strămoși. Și Domnul să le dea fermitate, statornicie în Iisus Hristos. Deci pentru voi, în lupta spirituală pe care o aveți de dus, pentru biserica malgașă, creșterea ei, maturizarea ei în credință, mai ar fi ceva? Dumnezeu să scoată și alți lucrători la secerișul din Madagascar. Români care alți să vi se alăture? Alți români care să ni se alăture. Este nevoie de oameni. Ne rugăm și cerem și bisericilor să se roage pentru noi lucrători acolo. Da, Domnul să aducă oameni. Aleluia, ce binecuvântare ar fi. Chiar da. Ar fi. Marcel, ai ocazia să faci această cerere, să te adresezi ascultătorilor, poate că dintre cei care ne ascultă sunt și familii tinere, ca și voi, care se întreabă ce fac eu, ce cu viața mea, nu aș putea să fac o investiție mai bună. Te rog să ai un cuvânt final în care să te adresezi telespectatorilor. Dragi frați și surori, noi am pornit pe câmpul de misiune, eu la aproape 40 de ani, Iona la 32 de ani și am avut mare frică când am pornit la drum, dar vreau să vă spun că e superb să fii pe câmpul de misiune împreună cu Iisus. Domnul este așa de real și suntem atât de împliniți și de binecuvântați. Nu vă speriați de câmpul de misiune. Domnul are mari planuri cu dumneavoastră, cu voi. Dacă Domnul vă pune pe inimă Madagascarul, nu ezitați să veniți în Madagascar. Poate că o să fie un proces mai dureros până o să luați decizia, dar odată ce ați luat-o, nici nu știți în ce mari binecuvântări intrați. I-am avut cu noi, stimați telespectatori, pe Marcel și Ioana Șaitiș, misionari în Madagascar. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă și împreună să comunicăm ascultătorilor noștri ceva din lucrarea pe care o faceți, cu care vă confruntați acolo, și ne rugăm pentru progresul și prosperitatea lucrării lui Dumnezeu acolo. Stimați telespectatori, în ceea ce mă privește, vă aștept cu multă dragoste săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, la emisiunea Până la marginile pământului. Dacă vă plac emisiunile noastre, dacă vreți să știți mai multe despre ceea ce facem, vă invităm să vă procurați materialele pe care vi le putem pune la dispoziție, revista Noi Frontiere sau foaia de informare Agenție Pentecostale de Misiune Externă, să ne scrieți la adresa noastră www.apm.ro. Acesta este site-ul, acolo avem și o adresă de e-mail și un telefon, așteptăm să ne contactați. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp. La revedere!